secundară. Puterea noastră de a controla evoluția noastră în timp. Asta este setul de exerciții. Adică, prin faptul că nu ești puțin atent asupra ta spre a te impune tu în timp, poate fi un exercițiu de voință. A-ți aminti mereu cum stai cu timpul pentru a lucra ceva care ți este benefic. Însemnând asta de dimineața, da, momente de stop asumate, conștient, pauze de recentrare, o practică care o faci. Da? Și sigur, folosești coordonata temporală pentru a-ți aminti. Da. Da, uite, mă folosesc de ea, bă, ca să ce? Ca să mă recentrez, ca să am mai mult timp de sadana. Fac un lucru bun, să mă hrănesc puțin mai bine. Și asta înseamnă să fiu puțin atent la alimentele pe care le cumpăr, de unde le cumpăr, cum mi le pregătesc, iată, iarăși, atenția în timp. Selectiv un plan național, un plan, un program în care, pe care îl aveți, da? Având puterea de a spune nu unor lucruri și a spune da altora, da? Pe care începem să le cultivăm de asemenea cu voință. Așa cum tot la voință facem apel pentru a inhiba niște, pentru a bloca chiar, pentru a elimina niște tendințe vechi, care nu erau bune. Le recunoaștem care fiind bune. Și atunci lucrăm, iată, cu scheme simple pe care le putem controla și în care voința se fortifică pas cu pas. Sugerez de foarte multe ori celor care mă întreabă, ei, după ce acum am aflat ce cu voința asta și cu focul și cu... Dă-mi un tapas, dă-mi un tapas. Îi spun, ia încearcă să-ți iei tu un tapas. Vine, fac 5 ore de stat în cap, 7 ore de... Da? Și urmăresc să-l ajut să-i sugerez faptul că la nivelul la care se află, nu are resursele pentru astfel de tapas. Și ce-ar obține în capătul unei astfel de perioade pe care încercau, este să rămână frustrat și slăbit în planul încrederii în sine. Deci nu știe să-și evalueze resursele. Da? Eu îl întreb și văd că nu știe să-și dea seama de resurse, direcționat spre a ajunge să facă puțin, dar bine, și să finalizeze. Da? Decât să facă mult și, adică, să-și propună mult, să facă foarte puțin, de fapt, să muncă la bun sfârșit. Este lucru care, iarăși, nu e nevoie. Chestiunea cu voință este foarte interesantă. Este ca un proces recursiv, în care, deci tu aplici voința în mic, lucrând în mic să-l mai dezvolte puțin voința, o poți aplica din nou asupra ei. Pentru că a crescut încrederea în posibilitatea de a înfăptui un lucru. Da? Asta crește încrederea foarte mult în tine, în resurse, în posibilități. Da? Ai o mai mare putere de a integra alt aspect. Da? Și ajungi și cu el la un sfârșit. Da? Deci, foarte interesant unde te duce această continuă cultivare a... Până la urmă este o cultivare a succesului, a științei de a obține succesul, în care voința este, aș putea spune, cheia de bolt. Nu... Ea se bazează pe toate celelalte lucruri care le-ai trezit deja, dar le configurează în jocul dinamic al acțiunii. Da? Susținând acțiunea, obținând cunoașterea și rămânând continuare motivat ca să depui efortul în direcțiile respective. Și cu toate etapele pe care le presupune. Fixare de scop, de obiectiv, apoi deliberarea și deciziile care trebuie luate, apoi execuția care implică iarăși zonele de asigurare a resurselor.
de susținere apoi în timp și în spațiu a întregului efort. Când nu este acest registru complet, nu este acest circuit făcut, noi, din vari motive, nu finalizăm. Sigur, ai putea spune ce să finalizez eu prin alimentație. Că asta e pe termen lung. Dar vei vedea că pe termen lung îți va fi mereu solicitată puțin voința în a direcționa foarte selectiv și foarte concret alimentația. Da? Vei vedea. A, stop la zahăr. Am spus o lună nu zahărului. Stop la zahăr. E bine, exact în aceeași perioadă vin marii tăi prieteni, buni tăi prieteni. Ciocolată. Să-ți arate că, da, mai există încă tentația zahărului. Trebuie să le fii recunoscător, să dai seama cum ai putut să spui nu. Alteori să poți să spui, da, uite, am reușit, a fost o lună, a fost foarte bine, mă simt bine, de se poate și fără zahăr, da, e regulă. Mergem mai departe. Și așa. Deci alimentația mereu poate fi trecută într-un registru în care voința să urmărească acel mai bine. Voința îi se cere să spună da sau nu, până la urmă. Voința este o afirmație sau negație. Undeva în aspectul esențial, voința reprezintă o afirmație a mersului către scop sau inhibare a ceea ce a acțiunii care ducea către ceea ce nu este bun. Da? Asta este. Deci foarte mult simplificat, voința înseamnă afirmare sau, deci impuls sau inhibare a impulsului. Inhibarea impulsului care te duce către a lua decizii rele. Inhibarea impulsului către a te lăsa dus de condiții nefaste. Și afirmarea impulsurilor, da, care te duc spre bine. Ori aici, în acest bine, îl fixezi și până concret, stai pe el. Și dezvolți, într-adevăr, tot angrenajul pe care îl implică funcționarea olitivă. Da. Și asta are de-a face cu atenția, face cu energia, face cu cunoașterea, cu acțiunea, și cu multe alte resurse. De asta spun, voința este cheia de boltă. Deci cheia de boltă, dacă știți, sau piatra de boltă, cum se spune, este piatra aceea mare, care este atât de bine băgată cu celelalte, pe care și presează. Da. Și susține tot edificiul deasupra. Este susținut și susține. Da. Da. Asta este. Da. Situația în care voința se consolidează de așa natură, într-adevăr, viața ți este susținută. Pentru că ai puterea de a conecta resursă. Te bazezi pe voința, știe să le dezvolte. Și să nu uităm că aici mintea are iarăși un rol foarte important. Deci, și mintea participă la tot acest efort de voință. Mintea va zice, da, vrei tu să faci aia, tu nu vezi că e slab. Pune-l în mâna și mănâncă. Păi ce să mănânc? Că am mâncat și până acum. Păi da, dar ai mâncat lucruri proaste. Care nu te ajută. Da? Și începe examenul de... Da? În fața conștiinței tale încep să spui, da, uite, nu am crezut că aia mă ajută. Dar nu mă ajută, mai mult îmi făcea rău. Și, iată, dezvolți voința asta, pentru că vrei să te ajuți, să ai mai multe energie vitală chiar și prin aliment. Dar pune mâna și te mișcă. Spune mintea, n-am te mai mișcat și te-ai mai fost într-o excursie. De unde să-ți vină puțin mai mult aia să spui plămânii în funcțiune? Păi da, dar eu merg, dar merg mereu, cum vă spuneam, o mașină, să mă arăt la să mișcă. Și merg. Da, la unde mergi? La 5 metri. Da, 5 metri până la mașină, acolo coace, prin poluare, prin... inconștient, așa, ca un roboțel care are... trebuie să ajungă la servici. Vezi? Deci nu este acolo voința. Acolo ești roboțelul care trebuie să ajungă la oră. Da. Deci un robot nu urcă pe muntă, se bucură. Dar omul poate să facă asta, se bucure, să meargă, să
să fie mișcat de frumusețe, să participe la ea, să se încânte, să vrea să meargă spre noi piscuri, să vadă noi orizontul. Robotul acționează mecanic. Da? Și problema cu automatismul și mecanicismul nostru, vedeți, acel limitări și condiționări ne-a dus. Voința ne poate scoate din jocul condiționării reflexelor care au dus la automatism. Și asta este foarte mult și este foarte bine.